Vă salut, prieteni! Mi-a venit cablu pentru casca Sennheiser, pentru că, uitați ce am eu pe aici, nenorocire, nu găseam pe vremea aia când cablu a fost rupt și n-am găsit, sau unde am găsit, undeva pe internet, a fost foarte, foarte scump. 60 de euro a fost un cablu audio și am găsit acum, am spus să schimb cablu că tot am avut probleme și tot mi se întrerupe și așa mai departe. Asta are un jack de 2,5 mm și intrare 3,5 mm și am găsit în China, am dat comandă 24-a 11-a. Și mi-a venit azi, data de 5 decembrie. Dar, nu, măcar știu o treabă. Hai să văd acum, o desfac cu voi. A fost prețul de 36 de lei. Și vreau să văd dacă e chinezărie, dar nu prea găsește altceva. Așa, îl desfacem. Așa. Bun. Cablu nu e prea grozav la prima vedere. Nu e foarte țapănă, ca să spun așa. Dar zice că e, ce am citit pe acolo, zice că e de calitate. Nu, ăsta e lipit. Și acum trebuie să văd, ia uita ce am făcut eu pe aici. Deci l-am tăiat ca să-l pot băga pe aici. Acum trebuie să-l curăț. Dar nu e că așa. Și să văd dacă se potrivește capătul de... Perfect. Perfect. Se potrivește și ăsta îl băgăm în calculator. Ăsta l-aveam, doar așa am găsit în România și după cum vedeți tot s-o îndoi, tot s-o rup, nu era ce trebuie. Nici nu era scump, 20 de lei era, dar trebuie să fac tot felul de chestii. Nu era pentru căștile astea Sennheiser și am zis să comand, că tot mă supăra. Este model, sunt pentru o 3 modele, sunt compatibile, pentru 3 modele de căști, Sennheiser 4.30 și nu știu ce HD alea, și sunt pentru mai multe compatibile, care au mufă de 2,5 jack de 2,5 mm. No, trebuie să mai iau și o chestie de aia, că văd că vine jos pielea asta, sau mușamaua asta, mai bine spus. Și pentru că sunt foarte bune, are un sunet foarte, foarte fain. De aceea am investit și investesc în el, pentru că poate puteam să cumpăr altceva. Dar au un sunet foarte plăcut, mie îmi place și... No, chiar dacă are mici probleme, sunetul este foarte clar, mie mi-a plăcut foarte mult și am spus să îl cumpăr. Deci, în 2 săptămâni mi-a venit. În schimb, la EMAG am comandat niște produse care numai cu țepe. Și în ziua de azi, deja și aia atât, prin 24 am comandat și nu mi-a venit nici în ziua de azi. Bun, asta e. Deci pentru că Sennheiser cu jack 2,5 mm și 3,5 mm. Hai să văd să și-l bag, să-l văd dacă funcționează la calculator.
Hai să, n-am voie să bag muzică, bag un clip de-a meu, să văd dacă se aude, pentru că aici, așa. Să văd că nu mai pornește. Adică... Merg ambele căști. Deci merge chiar foarte, foarte bine. O spus că o scrie acolo că high quality audio cable, nu știu ce. S-aude foarte bine, deci îți mulțumit. Doar 36 de lei. Bine, plus curierul. Dar trebuie să aștepți puțin că vine din China. Am văzut și în România, dar e puțin mai scump, e aproape dublu plus curierul. Na, așa că e ok, se potrivește. Vă salut și ne auzim la alte tutoriale video.